Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimpi, aici în studioul Capital TV, televiziunea pe bună. Sunt Adrian Simon, iată că suntem din nou împreună și asta este foarte bine pentru că avem doi invitați interesanți și la acest moment. Este vorba despre doamna Poliana Hangan, președinte USR Hunedoara. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Și despre domnul Gabriel Ilieș, consilier local, proaspăt consilier local în Consiliul Local al municipiului Deva. Bun venit din nou în studioul Capital TV. Bună ziua, domnule Simion, bună ziua telespectatorilor. Mulțumim pentru invitație. Cu drag, mai ales că ultima oară mi-ați adus niște ochelari, de mă uitam așa aici prin studio și mi-a plăcut foarte tare ideea, n-am uitat. Azi nu i-ați adus cu noastră, vă penalizez, nu vă menajez pe chestia asta. Doamna Poliana, sunteți președintele, nu spun președinta, că ar fi o greșeală, sunteți președintele USR Hunedoara, domnul Gabriel Ilieș, proaspăt consilier local în Consiliul Local al municipiului Deva, așa cum spuneam. Dar eu am auzit așa pe surse și este principalul motiv pentru care v-am chemat. Nu v-am spus de ce v-am chemat, dar ăsta e principalul motiv. Aflați acum. Este că am aflat, am citit, am auzit că domnul Gabriel Ilieș ar fi propunerea USR pentru postul de viceprimar al municipiului Deva. Drept e, cum zice Ardeleanu, orba. Da, așa este. După cum știți, toate deciziile în filialele USR se iau cu votul membrilor. Evident că imediat după alegerile locale au existat discuții, am fost invitați la discuții de către alte partide politice în vederea unor negocieri pe tema numirilor viceprimarilor. Așadar, a trebuit să luăm o decizie. Noi avem doi consilieri astăzi în Consiliul Local de Deva. Mulțumim alegătorilor noștri și vrem să dovedim că îi vom reprezenta așa cum se cuvine. Domnul Gabriel Ilieș alături de mine și colegul nostru Lucian Mara, care nu este astăzi lângă noi. Însă decizia cu privire la cel care ne va reprezenta în calitate de viceprimar, cu propunerea noastră de viceprimar, s-a luat prin vot în interiorul filialei. Noi am făcut-o publică. Arătăm că suntem transparenți, așa cum vrem să fie și administrațiile, și locale și județene. Nu avem nimic de ascuns, nu au existat negocieri pe care să nu le putem expune și am ieșit într-adevăr pe pagina filialei locale și am spus acest lucru alegătorilor noștri. Am și întrebat de asemenea ce probleme urgente cred ei că ar trebui puse, soluționate. Exact. Bun, acum o să-i vină rândul imediat și domnului Ilieș. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. De ce Ilieș și nu celălalt consilier? Dacă vă aduceți... Adică în afară de insignă cu USR și ochelari și faptul că e membru și că e și consilier local, ce are în plus domnul Ilieș față de celălalt? Nu e vorba de a avea ceva în plus sau în minus, ci așa se poate interpreta. Nu, este vorba despre programul cu care noi ne-am prezentat în fața alegătorilor. Programul nostru a fost centrat pe partea de educație și pentru că am venit cu niște promisiuni în fața devenilor, vom face tot ceea ce stă în puterile noastre să le aducem în fața Consiliului Local și să le vedem implementate. Și având în vedere că Gabi Ilieș provine din acest mediu și că a formulat mare parte din programul nostru pe educație, am decis că propunerea noastră trebuie să fie Gabi Ilieș. Domnule Ilieș, ce să zic, ar trebui să scriu acolo viitor viceprimar al Devei sau viceprimar al Devei, am scris consilier local. Veți putea scrie lucrul acesta după ce
votul celorlalți consilieri care împreună formează majoritatea va fi exprimat. Corect, dar pentru mine eu cred că lucrurile sunt deja destul de clare. Nu știu, sper să nu se schimbe peste noapte. Că la cum stau lucrurile în Consiliul Local Deva cu împărțirea mandatelor de consilier, dacă ați fost la negocieri, dacă el este propunerea domniei voastre și având în vedere că eu cred că domnul Mancea nu își dorește un viceprimar de la PSD, eu cred că da, veți fi viceprimar, așa că despre asta este vorba. V-ați gândit în timpul campaniei electorale, că ați fost prezent la mine în studio, că nu o să ajungeți primar, dar o să fiți viceprimar? V-a trecut asta prin cap? Ne-am gândit sau m-am gândit la mai multe scenarii și da, aceasta era una, sau acest scenariu era unul dintre cele posibile. Dar dincolo de faptul că voi fi sau nu voi fi viceprimar, misiunea noastră pe care ne-am asumat-o în Consiliul Local rămâne aceeași. Care? Vom fi vocea cetățenilor în Consiliul Local. Este o promisiune pe care am făcut-o încă din campania electorală. O voce răgușită sau o voce puternică? Eu cred că împreună cu colegul meu Lucian Mara suntem o voce foarte puternică, nu puternică. Deci astăzi două voci. Da, dar... Da, veți cânta pe două voci. Nu, vom cânta pe o singură voce. Am înțeles. Sau, nu, pe două voci, dar la aceeași arie, ca să spun așa, nu? Domnule Ilieș, acum, ne-a dat rost să păstrez atmosfera tensionată în cadrul emisiunii, hai să o detensionăm și să vorbim despre aceste proiecte pe care vi le-ați propus în cadrul Consiliului Local și pe care... Eu știu, poate din postura de viceprimar o să aveți ocazia să vi le îndepliniți sau să le puneți în aplicare mai bine. Principalul program pe care eu mi l-am asumat și în calitate de candidat a fost acela legat de educație. Programul pentru educație, un program complex care are mai multe componente, un program care, datorită condițiilor pe care le trăim și anume cele legate de pandemie, este un program foarte actual. Vedem ce se întâmplă în școlile din Deva, vedem că dinamica scenariilor este una destul de accelerată. Mai în toate instituțiile avem componente de scenar roșu, componente de scenariu galben și toate conduc în aceeași direcție pe care eu o propuneam și anume școala smart și digitalizare. Ce zice zona Puriana de chestia asta? Credeți că va fi posibil? Cred că cu bunăvoință, cu găsirea resurselor necesare, se vor găsi soluții. Bun, acum școala smart încearcă deja, adică nu digitalizată, nici nu știu ce e asta, că asta cu orele online, eu nu știu cum să o numesc, școala online. Dar niciun caz nu e o școală smart. Nu, în momentul de față nu putem vorbi de școli smart la nivelul Devei. Eu vin din școală, astăzi am fost la școală, deocamdată dotările de care beneficiem sunt o cameră de birou, eventual camera de la laptop în unele situații, pe când echipamentul pe care eu l-am văzut la școala din Ciugud, așa cum vorbeam în emisiunea trecută la dumneavoastră, oferă alte posibilități pentru o lecție interactivă, pentru o lecție în care actorii și cadrul didactic și elevii să se simtă bine. Mai aveți pe undeva prin județ propuneri pentru viceprimari? În acest moment nu sunt foarte multe UAT-uri unde noi și PNL putem să dăm majoritatea singuri. Dar, da, într-adevăr, evident că noi vom avea propuneri de viceprimari și acolo unde nu neapărat facem majoritate doar împreună cu PNL-ul, discuțiile sunt deschise. Vă pot da un exemplu în localitatea Brad. Se poate coagula o majoritate a opoziției, există 3 consilieri PNL, 3 consilieri ai Partidului Ecologist, 3 consilieri USR. Există și alte localități unde se pot coagula majorități. 3, 6, 9 din câți? Din 17. 9 din 17. Da, se poate.
O să fie interesant pentru domnul Cazacu dacă se întâmplă lucrul ăsta. Da, bun, mai departe. Unde se mai poate întâmpla? Există și comune unde se pot coagula majorități, și la Hațeg, de exemplu, acolo există și consilieri. Nu cred. Pariu fac cu dumneavoastră. Dar acolo e de la plus. Da, vorbim de colegii noștri de Alianță. Da, acolo nu cred. Și aș putea să pun pariu. Eu spun doar că se poartă discuții. Da, dar cred că se poartă degeaba acolo. N-aș vrea să mergem foarte departe cu discuția asta. Eu am făcut o emisiune, am avut un speech vis-a-vis de lucrul ăsta. Acolo nu. Eu îl văd primar, viceprimar pe cel de la PSD. Conform surselor mele. Vă doresc să fie cel de la plus. Da, mă îndoiesc că se va întâmpla lucrul ăsta. Oricum e bine de încercat, nu? Ideea principală este că noi chiar ne dorim să facem treabă. Că vom avea sau nu viceprimari va conta într-o oarecare măsură, dar în același timp noi avem de gând să ridicăm standardele în administrația locală și chiar dacă avem un singur consilier sau mai mulți într-o primărie, într-un consiliu local, vom face în așa fel încât să ridicăm nivelul Cum? Administrației Cum? Locale. Cum? Pentru că mi-ați luat următoarea întrebare. Că tot ați spus în campania electorală, domnule, noi vrem să ridicăm standardele, acum fac și eu ca un copil răzgâiat, în administrația publică locală, vrem transparentizare, vrem aia, vrem nu știu ce. Ok, aveți consilieri, veți avea viceprimar la Deva, probabil, și probabil și în alte părți. Cum, domnule, cum veți transparentiza această... Haideți să vă zic, în primul rând, primăriile, sau multe dintre ele, sunt extrem de opace în ceea ce privește activitatea pe care ele o desfășoară. Deci, realiza faptul că nu comunică activitatea? Nu comunică activitatea, nu anunță suficient de bine cetățenii cu privire la proiectele pe care le au, cu privire la activitatea Consiliului Local, cu privire la ședințe, cu privire la activitatea consilierilor. Nici măcar în orașele mari din județ, deși legea administrației publice locale prevede clar că consilierii locali au obligația de a prezenta un raport de activitate anual. Și primarul, și viceprimarul. Bine, da. Vorbim doar de consilieri, că noi nu avem primari în județ. Da, într-adevăr, au obligația, ei trebuie să depună un raport de genul ăsta în luna ianuarie, dacă nu mă înșel, pentru anul trecut. Exact. Prea puțin vedem aceste rapoarte. Eu am sesizat acest lucru nu de când am intrat în politică, ci cu mult timp înainte, când mergeam în ședințele de Consiliu Local de la Deva și spuneam că nu mă simt reprezentată eu ca cetățean, nu mă simt reprezentată de consilierii care erau la acel moment partea Consiliului Local. Păi știți cum e? Vă spun eu un secret acum, că l-am întrebat odată pe urmă, ți-ai făcut raportul de consilier local? Păi știam că îl face secretarul de comună. Și îl postează. Pentru că pentru ei reprezintă doar o formalitate. Deci cam asta dacă vă uitați, e moda. Da, dacă vă uitați inclusiv la puținele rapoarte de activitate, să vorbim despre Consiliul Local Deva, că da. Avem în discuție orașul nostru acum. Am văzut că în tot anul 2020, deci e aproape finalul anului 2020, din 21 de consilieri, avem 5 rapoarte. 5 rapoarte ale consilierilor locali, pardon. Cred că vreo 2 sau 3 pentru 2018 și probabil 1 pentru 2001-2 pentru 2017. Nu doar că nu depun aceste rapoarte, deși legea o specifică foarte clar. Dar știți care e problema? Că nu există sancțiune. Nu știu dacă există sancțiune. Nu cred că există sancțiune și atunci indiferent, își permit să nu... Da, atunci pentru ce merg acolo, de fapt? Ca pentru să ridice mâna, da. Cum de ce? Să voteze pentru binele comunității, al neamului și al propășirii. Da, noi nu mergem acolo nici să ridicăm mâna. Nu văd sensul depunerii unui raport pe o foaie de hârtie în care spune un consilier local
că am participat la ședințele Consiliului Local, am votat la ședințele Consiliului. Asta nu e un raport de activitate. Raport de activitate, în opinia mea și a colegilor mei, ar trebui să, un raport de activitate ar trebui să arate foarte clar ce anume a făcut consilierul local, când, ce proiecte a avut în sprijinul cetățenilor. Un raport mai elaborat ar arăta cetățenilor de fapt care este activitatea reală a consilierului, nu și până la urmă și justificarea indemnizației acelea care la municipiu. Nu e nici de aici, nu e nici de acolo, e ok. Pentru un consilier local, indemnizația atât cât e. Da. Bun, și dumneavoastră, ca să revenim, spuneți că vreți să transparentizați administrația publică locală. În regulă. Domnul Ilieș va fi viceprimar, domnul Lucian, nu? Lucian Mara. Va rămâne consilier local. Domnii amintiți își vor depune rapoartele. Dar restul, ce faceți? Restul consilierilor? Da. Eu cred că puterea exemplului lui este cea mai bună și eu sper că ceilalți, văzând că noi facem lucrurile într-un cu totul alt fel, nu-și vor mai permite să aibă aceeași atitudine de sfidare, din punctul meu de vedere, a legii și a cetățenilor în același timp. Da. Bun. Asta în ceea ce privește transparentizarea. Și ce alte proiecte mai există în cadrul de ce nu, Consiliului Local Deva și a faptului că, iată, veți participa la actul administrativ. Domnule Ilieș. Aș dori să completez. Vă rog. Legat de ridicarea standardelor, împreună cu Lucian, ne gândim chiar în acest moment la cele mai bune soluții, astfel încât să fim foarte aproape de cetățeni, să fim în comunitate. Ține tot de ridicarea standardelor și ține și de o promisiune pe care noi am făcut-o în campanie, dar și de foarte multe mesaje care mi-au venit după momentul în care filiala USR Deva și-a făcut publică susținerea pentru viceprimar. Cetățenii întreabă, avem consilier local, cum ajung la un consilier atunci când am o problemă? Și foarte mulți deveni nu știu cum pot face acest lucru. Împreună cu colegul meu vrem să fim acei consilieri la care se poate ajunge. Cum? Vom avea câteva canale de comunicare, vom avea întâlniri la sediul partidului cu cetățenii, lucrăm chiar acum la o strategie, astfel încât acest lucru să fie cât adică vă referiți la ceva genul un program, ne puteți găsi luni, miercuri și vineri între orele... Inclusiv alături de câteva canale de comunicare pe care le vom pune la dispoziție. Am înțeles, vă așteptați ca, eu știu, cetățenii să vă și caute? Da, deja în momentul în care mi-am asumat acest rol, dacă am primit... viceprimar, să aveți și audiență, așa că... Nu, eu așa știu, că viceprimarii țin audiență. Da, și eu știu la fel. Da. Dar dincolo de acest aspect, că ținea de ridicarea standardelor în Consiliul Local, vrem să fim cu adevărat consilierii cetățenilor. Și vrem să le ducem problemele în Consiliul Local. Am primit deja multe mail-uri și chiar și pe pagina de Facebook a filialei au fost postate. Am adus câteva, dar nu din problemele pe care le-am primit, în care ne sunt semnalate de la lucruri generale la situații concrete pe care cetățenii le doresc rezolvate. Am înțeles. Ce aveți acolo? Aveam programul meu pentru educație și câteva lucruri legate de situația scenariilor din școli. Îmi puteți aminti sau îmi puteți spune mai precis? Principala componentă legată de programul pentru educație este și pe site-ul nostru, l-am și prezentat în campanie, ține de școala smart. În afară de asta, bineînțeles că avem în vedere creșă, grădiniță, pentru că este nevoie undeva. Avem un program legat de masă caldă pentru toți elevii, adică transformarea acelui program corn și lapte într-o masă caldă. Avem un program în care ne gândim la vouchere pentru profesori, pentru că este o perioadă în care ei au nevoie de formare, având în vedere trecerea la predarea online. Programul are 20 de componente.
Și cum credeți că veți reuși să-l implementați? Este un program pe 4 ani. E clar că va trebui să scrieți proiecte de hotărâri de Consiliul Local sau ceva de genul ăsta. Și proiecte pe fonduri europene. Și să vă și treacă. Da, și proiecte pe fonduri europene, dar toate prin la care deja lucrăm împreună cu colegii de-ai noștri europarlamentari. Asta este foarte bine, înseamnă că o să aveți activitate. Ia, hai să ridicăm o problemă acum, doreați să interveniți? Hai să ridicăm o problemă acum, să vedem cum o vedeți dumneavoastră. Iată, termocentrala de la Mintia oprită, parcă a fost o ședință de Consiliu Local cu aprobarea unor studii de fezabilitate privind achiziționarea de centrale termice, mă rog, sistemul de încălzire la unele școli. Ceva copii aia până trece studiul de fezabilitate, până o să dureze ceva. Fiecare studiu cu 1.300.000, pam, este evident că soluția nu este pentru această iarnă. Eu vin din școală, săptămâna trecută am înghețat cu toții. Acum e puțin mai bine, ne ajută și vremea de afară, caloriferele sunt dezmorțite în momentul acesta. Dar săptămâna trecută chiar a fost o săptămână grea și nu e vorba de cadrele didactice aici, e vorba de copii, e vorba de copii de la grădiniță, de la program prelungit, care au și program de somn. E o problemă. Care și este, cum din punctul de vedere, prioritară. În asta? Că Mintia vrea să o ia Consiliul Județean, că ieri a fost domnul ministru la noi. Eu nu cred că primăria Deva își mai manifestă această dorință, mai mult decât atât, nu cred că poate să susțină financiar. Soluția pentru iarna aceasta, bineînțeles că nu sunt radiatoarele și aerotermele. Proiecte demarate cu studiile de fezabilitate pentru centralele termice proprii ale școlii. Deci asta este un dar lucru bun. Dar le-ați încheia eventual la anul. Până, vă rog. Din păcate, în foarte multe administrații nu există o politică gândită pe termen, măcar mediu, ca să nu vorbim de termen lung. N-ar fi trebuit să ne aflăm în situația asta. Situația de la Mintia trenează de foarte mult timp. E adevărat că s-au încercat diverse metode pentru salvarea situației, pentru găsirea. Declarativ. Pentru găsirea. Acum, eu n-am de unde să știu dacă doar la nivel declarativ sau chiar au fost încercări reale. Din câte știu, primăria Deva a virat niște subvenții. Banii care erau de subvenție puteau fi cheltuiți de mult pentru studii de fezabilitate și achiziționarea de centrale termice. Da, asta e altă poveste. Din păcate ne aflăm în situația în care iarna ne ia din nou prin surprindere. Da, nu-i ca vara. Exact. Că noi pe români întotdeauna iarna ne ia prin surprindere. În primăvara anului acestuia, la începutul anului, eu am sesizat nu vis-a-vis de situația școlilor, ci vis-a-vis de proiectul de reabilitare al Casei de Cultură. Faptul că în acel proiect nu era prevăzută o centrală termică proprie și că, având în vedere faptul că sunt niște investiții de anvergură, ar fi trebuit să se prevadă acest lucru, având în vedere situația neclară și volatilă cu Mintia. Astăzi, din păcate, ne aflăm în situația asta și probabil tot părinții vor găsi o resursă cumva să-și protejeze copiii sau să... Păi singura resursă e o aerotermă 2-3. Probabil în fiecare clasă. Acum vor sări siguranțele. Nu este nici asta o soluție. Instalațiile electrice asta nu vor permite. Să zic. Da. Deci vor sări siguranțele într-o veselie. Într-un mod cinic, da, o să ne ajute probabil și pandemia, că se pare că ne îndreptăm spre scenariile roșii. Așa. Și atunci nu o să mai simțim și o să rămână copiii frigul acasă. De la școală. Da. Există unele școli care au centrale. Din păcate, altele nu stau la fel de... Nu sunt într-o situație asemănătoare și copiii îngheață de frig. Vom vedea. Eu zic că nu ar fi trebuit să ajungem în situația asta, dar, repet, asta este o cu totul și cu totul altă poveste. Cred că ne-am apropiat deja de pauza de publicitate, așa că luăm câteva momente scurte de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.